găsit oameni buni, 100%. Tu decizi, eu, Laurențiu Botin. Kelemen Hüner a devenit membru al UDMR în 1997 și a ajuns șeful formațiunii în 2011, după retragerea lui Marco Bella. A candidat de două ori la prezidențiale în 2009 și 2014, dar de fiecare dată a obținut un scor slab, sub 4% din voturi. Kelemen este și scriitor. A publicat două volume de poezii și peste 100 de articole în diferite reviste. A câștigat, printre altele, chiar și premiul Uniunii Scriitorilor. Are și o avere frumușică. 6 terenuri și 4 case în Cluj și Harghita. Declară un Ford Fiesta din 2004 și tablouri în valoare de peste 6.000 de euro. În calitate de deputat în Parlamentul României, el câștigă o sumă de 120.036 de lei ca indemnizație și un salariu de 102.600 de lei datorită prezenței în Uniunea Democratică Maghiară din România. În plan politic, Kelemen Hüner nu este atât de dulce precum îi este Slova din poezii. Anul trecut, împreună cu liderul grupului UDMR din Camera Deputaților, Corodi Autila, depunea o plângere la Consiliul Europei pentru încălcări de lege care au avut loc la Valea Uzului. Totul după ce câteva sute de persoane de etnie maghiară au format un lanț uman în jurul cimitirului eroilor din Valea Uzului pentru a împiedica accesul românilor. Nu este prima dată când șeful UDMR se plânge peste hotare. În 2012, Kelemen Hüner a reclamat la Vatican justiția din România, nemulțumit de sentința judecătorească în cazul colegului Mico de la Sfântul Gheorghe. Liderul maghiarilor a spus că îi se pare extrem de grav faptul că statul român, utilizând justiția ca unealtă, dorește să naționalizeze din nou un imobil al bisericii, al comunității. În 2018, după condamnarea, Ari Horvat, fost viceprimar UDMR al Clujului pentru trafic de influență și spălare de bani, Hüner a criticat din nou justiția din țara noastră, mă rog, și a lui până la urmă. El a susținut că în România nu se poate vorbi de stat de drept și că acuzațiile aduse fostului viceprimar arată că România este guvernată de organizații de forță. În 2011, ca ministru al Culturii și Patrimoniului Național, Kelemen Hüner a semnat avizul de descărcare arheologică privind exploatarea de la Roșia Montană. Ca urmare a acestei decizii, au avut loc mai multe proteste în București și în marele orașe ale României. În replică, liderul UDMR a spus că a vrut să fie proactiv și să salveze ce se poate salva. În plan sentimental, Hüner ar fi avut o relație cu Carmen Moldovan, parlamentar PSD, căreia îi dedica poezii și îi făcea fotografii artistice în vacanță. Relație care însă nu s-a finalizat cu unirea celor două suflete, cei doi despărțindu-se. Nemkelet Volna a fost să fie, cum ar spune bardul maghiar.